Guvernul a modificat legea minelor la o zi după ce Roșia Montană Gold Corporation a rămas fără drept de exploatare în munții Apuseni. Prin hotărâre se vor putea redeschide anumite mine din țara noastră, dar numai dacă poluarea din zonă va fi redusă. Ministrul Economiei Radu Oprea spune că proiectul nu vizează în mod direct exploatarea zăcămintelor, dar admite că statul ar putea începe lucrări în Roșia Montană în cazul în care ar fi îndeplinite condiții esențiale. Statul român a încheiat în mod oficial orice colaborare cu societatea Roșia Montană Gold Corporation, care ar fi trebuit să scoată aurul din inima munților Apuseni. Licența de exploatare a expirat definitiv la 3 luni după ce țara noastră a câștigat procesul cu societatea mamă Gabriel Resources. Canadienii așteptau să obțină despăgubiri de 3 miliarde de dolari după ce proiectul de la Roșia Montană a fost blocat de autoritățile de la București. Aici au contat și protestele masive din toată țara. Guvernul de la București poate acum să creioneze un nou proiect pentru localitatea Roșia Montană, acolo unde s-ar afla 300 de tone de aur și 1600 de tone de argint. Ministrul Economiei spune că ar trebui îndeplinite 2 condiții. Este evident că trebuie să fie implicate comunitățile locale și să-și dorească acest lucru. Dumneavoastră vorbeați despre locuri de muncă, despre faptul că ele pot exista în acele comunități locale, da, și eu cred acest lucru, dar vine și a doua condiție, care înseamnă ca tehnologiile care vor fi folosite să fie tehnologii prietenoase cu mediul. Autoritățile din Roșia Montană ar fi de acord cu o exploatare mai puțin dăunătoare pentru mediul înconjurător. Am susținut și punctul de vedere îmi rămâne același. Roșia Montană putea să se dezvolte îmbinând utilul cu plăcutul. Minerit responsabil, conform legislației în vigoare la momentul de față, aurul de la Roșia Montană plus valoarea lui era atunci când era scos și pus pe piață. Avem aur în Roșia Montană. Este, e rezerva României. Localnicii se plâng că de ani de zile își găsesc cu greu un loc de muncă în zonă. Doar 20% dintre ei au un venit stabil. Toată lumea trăiește cu ziua. Vin oamenii acolo la capătul podului și în Gura Roșiei vin unde ne-am întâlnit și stau cu te 4-5, bă, ai de lucru, nu, hai la mine. Și cu patronul îi dă 1 milion, 100 de lei, 150 de lei. În 2021, după multiple încercări, Roșia Montană a intrat oficial în patrimoniul UNESCO. Cu toate acestea, Comisia Europeană a transmis pentru Euronews România că, deși zona face parte din patrimoniul mondial UNESCO, asta nu înseamnă că nu poate să fie exploatată în viitor.